s-a dezvoltat, puțin derivat din alte scene de pictură, pentru că undeva prin secolul XIV-XV, într-un mare tablou laic, dincolo de scene religioase care constituiau principalul motiv al picturilor, într-un tablou laic, într-o scenă de vânătoare, undeva pe masă erau aranjate vânat, fructe, tacâmuri, vase de argint și așa mai departe. Și cineva a spus, domnule, uite, vreau asta. Păi uite asta, nu. Eu vreau, uite, chestia asta făcută mai mare. Și oamenii au început să... Ei nu prea și decorau casele și palatele cu scene biblice, nu? Acestea erau pentru biserici, catedrale și așa mai departe. Și atunci au început să își decorau casele, în primul rând, cu portretele lor și ale strămoșilor, erau colecții de portrete, în al doilea rând, cu diverse scene laice și mai târziu, chiar cu scene de still life, așa cum a observat și ne-a subliniat Mirela într-o discuție de ieri, care aveau rolul de a încânta sufletul, privirea și sufletul, da? Deci oamenii aveau nevoie, așa cum în ziua de astăzi ne decorăm casele cu picturi sau fotografii, pe vremea aceea cu picturi, nu exista încă fotografie. Deci spuneam că și lucrarea lui Vermeer are o anumită zonă de still life și a fost considerată un still life în motorul meu de căutare. Bineînțeles că apare tema vanitas, întotdeauna ei se gândeau la viața trecătoare și sunt multe compoziții în care apare craniul ca element al vieții de apoi, al morții. Și iată, asta e foarte explicit, avem o clepsidră, avem o floare care simbolizează viața și craniul care simbolizează moartea. Mă rog, și așa mai departe. Vin cu aceste exemple ca să înțelegem foarte bine că sunt convins că știm. Fotografia s-a inspirat foarte mult din pictură și o tendință actuală a artiștilor contemporani este că refac sau pleacă de la teme pe care le-au exploatat și pe care le-au lucrat artiști din Renaștere sau mai târziu Baroc și chiar și mai târziu până în zilele noastre, refac scene în fotografie. Că este o scenă de stage. Un exemplu foarte cunoscut este remake-urile lui după tabloul lui Velázquez, Meminele, pe care Witkin le-a refăcut în multiple variante, Picasso le-a refăcut în multiple variante, sunt și fotograf contemporan care au refăcut această scenă, inclusiv spre zona de fashion, inclusiv într-o zonă mai teatrală și așa mai departe. Deci, pictura, istoria artei în general, trebuie să constituie pentru noi o sursă foarte importantă de inspirație.